Bun. După ce ai factura originală, trebuie să ai factura tradusă. Aici și poate te gândești, bă, că trebuie să mă duc pe la nu știu ce traducător autorizat, cu ștampile, cu chestii, nu, pur și simplu, scrii cu pixul pe ea sau urci într-un PDF editor. Eu folosesc PDF filler, eu urci acolo documentul, editezi, scrii lângă. De exemplu, dacă scrie în engleză video doorbell, tu scrii sonerie video în dreapta ca să vadă ei, da? După aceea, după ce e factura tradusă, va trebui să completezi și o împuternicire de vămuire, ca ei să poată să meargă în vamă cu actele pentru tine, cum ar fi, pentru firma ta. Aia pur și simplu, aici o trimit pe mail, tu o descarci, o urci într-un Word sau într-un Word și o editezi. Adică tot ce trebuie să faci, ai niște puncte și acolo pui datele companiei tale. Atâta tot, la sfârșit scrii numele administratorului și nu e nevoie să o semnezi. Și o trimiți pe mail cu documentele astea de mai sus.